Evaluarea națională pentru absolvenții clasei 8, anul școlar 2023-2024, proba de limba și literatura română. Două texte. Un fragment din Cireșarii de Constantin Chiriță și din cela de la Vrancea, portret. Subiectul 1A1. Notează din textul 1 doi termeni care fac parte din câmpul lexical al naturii. Tic se pierde în pădure, se rătăcește în pădure și putem identifica aici câteva cuvinte din câmpul lexical al naturii. Avem copaci. De mai multe ori, avem pădure, avem mușchi, avem arbori. Cel puțin patru dintre acestea mergeau foarte bine, cel puțin acestea patru mergeau foarte bine. Trebuia doar să notăm, fără să facem enunțuri. Prin urmare, copaci, pădure, mușchi arbori. Două dintre ele erau suficiente pentru ca să primim două puncte. Subiectul al doilea. 1 a 2. Zombi este numele, dacă citim cu atenție, e atât de ușor, zombi este numele câinelui, lui Tic. Răspuns corect, ce? Subiectul 1a3 1 a Timp de 3 ore dimineața Barbu de la Vrancea obișnuia. Textul al doilea În paragraful al doilea, la țară la nepoții de frate, se trezea înainte de răsăritul soarelui Barbu de la Vrancea. Pleca cu pasul lui ritmat și simplu în grădină, se așeza la o masă sub un imens salcâm japonez cu caietele în care scria ca un școlar silitor. Prin urmare, timp de trei ore dimineața, Barbu de la Vrancea obișnuia să scrie în grădină. Răspuns corect D. 4. Alexandru Vlahuță este prezentat în text în calitate de... Alexandru Vlahuță apare în text în calitate de prieten al familiei de la Vrancea, aflăm din paragraful al treilea, petreceam vacanțele cu poetul Alexandru Vlahuță și cu cele două fetițe ale lui. Era prietenul de familie al familiei al lui de la Vrancea. Era prietenul familiei de la Vrancea. Prieten al familiei de la Vrancea. Vlahuța a fost și poet, desigur. Subiectul 1 a 5. Adevărat sau fals? Enunțul. Pentru a găsi nordul, ursul verifică mușchiul de pe copac. Foarte mare atenție! Nu ursul verifică mușchiul, ci tic. Despre tic e vorba. Într-adevăr, este cineva care verifică mușchiul, dar nu ursul, ci tic. Deci, enunțul este fals. Fiindcă a fost fricos, câinele nu primește nimic de mâncare. Zombi. Din potrivă, la final ne amintim că Tic dădea mereu din cap, dar nu uita să rupă în două tot ce ducea la gură și să-l blagoslovească astfel pe zombi cu cel mai îmbelșugat spăț. Adică îi dădea să mănânce și câinele lui, pentru că îl ajutase. Deci câinele primea de mâncare, primește de mâncare Enunțul este fals. Cireșarii au plecat în căutarea lui Tic. Știm foarte bine. Când Tic ajunge la foc, Ionel îi spune: Și ei te caută. Am organizat o expediție în regulă ca să te găsim. Deci cireșarii plecaseră în căutarea lui Tic. Enunțul este adevărat. Textul al doilea. Barbu de la Vrancea avea o sensibilitate pe care străinii o observau ușor. Găsim răspunsul chiar în primul enunț, chiar în primul paragraf al textului. Despre tatăl meu, Barbu de la Vrancea, scriau mulți dar în ființa lui mai era o altă latură puțin cunoscută de lumea care îl socotea ironic, nu știu ce, era omul duios. Această latură, această duioșie a lui de la Vrancea era puțin cunoscută de lumea străină. Prin urmare, sensibilitatea lui Balbu de la Vrancea nu era observată ușor de către străini. Enunțul este fals. Barbu de la Vrancea avea ochii albaștri, tot acolo în primul paragraf aflăm că era omul duios cu lacrimi în ochii verzi când citea din poezia populară. Prin urmare, de la Vrancea nu avea ochii albaștri, enunțul este fals. Alexandru Vlahuță și Barbu de la Vrancea aveau simțul umorului, evident, făceau glume pe seama familiei, Ne amintim gluma din pădure când le speria sără pe fetițe și pe doamna de la Vrancea că vine ursul? Lupul. O fi un lup, hai să fugim. El Îl susținuse Vlahuță pe de la Vrancea și când fetele o luaseră la fugă, cei doi începuseră să râdă, după care ne spune și mai clar cel de la Vrancea, era, era epoca farselor, cei doi prieteni erau tineri, Familiile adunate la masă în casa surorii lui Vlahuță deveneau victime sigure ale glumelor celor doi. Deci cei doi se țineau de glume pe seama familiei. Aveau simțul umorului. Enunțul este adevărat.